Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei priagafem. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam amotzi lechem min haaretz. Amen. Binecuvântăm pe Dumnezeu, Dumnezeul nostru, Rege al Universului, odată pentru Cel care este Creator al viței de vie și totodată binecuvântăm pe Dumnezeu, pentru că El este Cel care, în traducere motamoa binecuvântării, Cel care scoate pâinea din pământ. De obicei, binecuvântarea pe pâine o facem cu pâine și sare, însă în seara de anul nou, urarea știm că este de un an nou, bun și dulce, se face cu pâine și muiată în miere. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, amotzi lechem min haaretz. Amen. Vă mai țin o minută picioare. Urihatu Adonai Eloheinu melech haolam, Așer buhar buni micol om, vrămămuni micol rușoin, văchiciuni vă mizvoi soc. Vatite în lunea Adonai Eloheinu, beavu, isioi, azicaron aze, iom târua. O să vedem că ziua de Rosh Hashanah mai este numită și iom azicaron și iom târua. Și o să explicăm din ce cauză. Micru coi de zehe de țias mitzraim. Chivuni buhar, tu vei suni chedaștu micolu amim. Il vorco e mes, mâcai în luat, purih a tu adoi noi, mele calculureți, mâcade și Israel, băioi azicaron. Umei! Binecuvântat ești tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Rege al Universului, Creator al rodului viței de vie, a făcut binecuvântarea pe vid. Binecuvântat ești tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Rege al Universului, care ne-ai ales dintre toate popoarele și ne-ai ridicat deasupra oricărei limbi și ne-ai sfințit prin poruncile Lui. Și ne-ai dat nouă, Doamne, Dumnezeul nostru, cu dragoste, ziua aceasta de aducere aminte, deci Iom Azicaron, zi a Iom Târua, sau zi a sunetului șofarului, să vedem elementul cel mai specific al acestei sărbători, este suflatul din șofar. O convocare sfântă în amintirea ieșirii din Egipt. Căci pe noi ne-ai ales și pe noi ne-ai sfințit dintre toate popoarele și vorbele tale sunt adevărate și există pe vecie. Binecuvântat ești tu, Doamne, care sfințești pe Israel și ziua aducerea aminte. Amen. Se poate lua puțin, se poate lua loc. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam și ihyanu v'kiyamanu v'higyanu lazman azeh. Amen. Binecuvântat ești tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Rege al Universului, care ne-ai menținut, ne-ai ținut în viață, ne-ai menținut și ne-ai făcut să ajungem la vremea aceasta. Amen. Deci îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru faptul că ne-a menținut și ne-a permis să fim împreună sănătoși ca să putem face și în acest an intrarea în Rosh Hashanah, sedrul de Rosh Hashanah.